Bună ziua, eu sunt Camelia și bine ați venit la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face crackers cu semințe și vom avea nevoie de semințe de floare soarelui, semințe de in, semințe de chia, semințe de mac, semințe de susan. De 30 de grame de semințe de floarea soarelui, 10 de mac, 10 de in, 15 de susan și 10 de chia și 90 de apă. Vom pune semințele de chia într-un vas cu apa, vom amesteca și vom lăsa să se umfle, să se formeze gelul. Circa o oră, două. Apoi, într-un vas, vom pune gelul nostru de chia, vom pune semințele de floare soarelui, semințele de susan, de in și de mac. Vom amesteca bine așa, gelul din apa cu chia va lega totul. Amestecăm bine, 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 bine. Mi-am pregătit o tavă tapetată cu hârtie și vom pune compoziția noastră de semințe. O întindem încet, încet, peste tot. O vom întinde pe suprafață, depinde de grosimea pe care o dorim. Cu o spatulă, încet, încet, și apoi vom tăia și vom da forme pătrățele. Vom da totul la cuptor pentru 15 minute și apoi vom închide cuptorul și o vom lăsa în cuptor să se usuce bine. Și crackerul nostru de semințe este gata. Eu vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, pentru distribuire, că îmi sunteți alături. Vă pup dulce, vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere, mulți pupici!